La 16 mai 1812, după un îndelungat război de 6 ani, Imperiul Otoman, contrar principiilor de suzeranitate, ceda Imperiului Rus partea de est a Principatului Moldovei. Anexarea teritoriului care mai târziu era să devină Basarabia a născut una dintre cele mai mari controverse teritoriale ale continentului european și a devenit placa turnantă a disputelor istoriografice și politice între România și Imperiul Rus. Intens discutată și în general cunoscută, tematica anului 1812 a născut de-a lungul timpului mai multe întrebări. Spre exemplu, cum putem explica această determinare a Rusiei de a se direcționa spre Balcani și Imperiul Otoman? Sau de unde s-a luat denumirea Basarabia cu aplicare la teritoriul de est al țării Moldovei? Sau, spre exemplu, care ar fi rolul enigmaticului Manuc Bey în contextul negocierilor de la 1812 care s-au soldat cu cedarea Basarabiei? Ancorată în existența unui pseudo-testament al lui Petru I, care spunea că măreția Rusiei va depinde de controlul asupra mărilor calde, politica expansionistă a Rusiei în Balcani a fost determinată de trei principii. Primul, Moscova ca cea de-a treia Romă și eliberarea credincioșilor ortodoși de sub dominația otomană. Al doilea, panslavismul și unitatea tuturor slavilor sub sceptrul Rusiei. Și al treilea, controlul asupra Bosforului și Dardanelilor, care oferea Rusiei ieșirea spre Marele Ocean. În anul 1792, prin tratatul de la Iași, Imperiul Rus atingea frontiera Nistrului, iar acest fapt deschidea calea anexării țărilor române, Moldova și Valahia, ultimul impediment în realizarea dezideratului. Înfrângerea Imperiului Otoman în războiul ruso-turc din 1806-1812 deschidea pentru Rusia oportunitatea anexării ambelor țări românești, lucru care s-ar fi întâmplat cu siguranță dacă în acel an fatidic, 1812, n-ar fi fost confruntată cu un pericol mai mare, invazia lui Napoleon. Din acest considerent, Imperiul Rus s-a mulțumit să anexeze doar jumătate din țara Moldovei, urmând să revină ulterior asupra planurilor sale anexioniste. Anul 1812 aducea o nouă sintagmă în repertoriul diplomatic european, Basarabia. Legat istoric de dinastia basarabilor din țara românească, acest teritoriu era echivalent Bugeacului și se referea la sud-estul țării Moldovei, cuprins între Dunăre, Nistru și Marea Neagră. Prin urmare, extinderea denumirii Basarabia asupra teritoriului dintre Prut și Nistru a fost un șiretlic al rușilor, un tertic diplomatic din timpul negocierilor în 1812 menite să justifice anexarea teritoriului și legitimarea unei unități istorice Basarabia distincte de țara Moldovei. Un rol deopotrivă important și controversat în realizarea acestui succes al diplomației ruse l-a jucat negustorul și diplomatul armean Emanuel Mârzoian, cunoscut în istorie drept Manuc Bey. Fiind cunoscut ca unul dintre cei mai bogați oameni din Balcan și din Europa, Manuc Bey a intrat de devreme în slujba imperială otomană. Dar în contextul războiului ruso-turc din 1806-1812, va cere cetățenia rusă și va deveni un agent imperial rus și un susținător al intereselor Moscovei în această regiune. Succesul misiunii sale filoruse va fi realizat în timpul negocierilor din mai 1812, care au avut loc chiar la hanul său din București, și unde Manuc Bey a reușit să încline balanța conciliatorismului otoman spre cedarea Basarabiei. În anul 1815, Manuc Bey se va refugia în Basarabia. Pentru merite deosebite în slujba Imperiului, Alexandru I îl va decora cu titlul Cavaler al Ordinului Sfântul Vladimir. În același timp, îi va oferi mai multe posesii și moșii, una dintre care la Hâncești, unde actualmente este construit conacul Manuc Bey. Ridicat în centrul Chișinăului ca un simbol al anexării Basarabiei la Imperiul Rus, Arcul de Triunf ascunde mai multe adevăruri. Primul, că Imperiul Otoman ca putere suzerană nu avea dreptul să înstrăineze ceva care nu-i aparținea. Cel de-al doilea, că Imperiul Rus a dezmembrat țara Moldovei, un stat care stătea de secole pe harta Europei.
Din aceste acțiuni ale marilor puteri, România a învățat să se unească. Și la scurt timp, în 1859, restul țării Moldovei se va uni cu Valahia pentru a da naștere statului român modern. Mai aproape de tot.